procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, Serviciul Teritorial Suceava, au dispus reținerea pe o perioadă de 24 de ore a doi inculpați la data de 4 ianuarie 2021 pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic de droguri de risc și de mare risc și efectuare fără drept de operațiuni cu produse, știind că acestea sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive. În cauză s-a reținut că în perioada 2016-2020 inculpații au distribuit către consumatori droguri de risc și mare risc, precum și substanțe cu efect psihoactiv. La data de 4 ianuarie 2021, procurorii DICOT, Serviciul Teritorial Suceava împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul Brigadei de Combatere a Criminalității Organizate Suceava au efectuat un număr de 6 percheziții domiciliare, în urma cărora au fost indisponibilizată cantitatea de aproximativ 1,2 kg. Programe, substanțe cu efect psihoactiv. Acțiunea beneficia de sprijinul jandarmilor din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Suceava. Suportul de specialitate a fost asigurat de către Direcția Operațiuni Speciale. Pentru parcursul procesului penal, suspecții și inculpații vor beneficia de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de Procedură Penală, precum și de prezumția de nevinovăție.